ordinul care s-a cerut din cetățenii statului Ciuciulieni să meargă așa cum doresc ei rotiera, ordinul este și până seara agentul economic cine la noi? Agentul economic este? Eu sunt șofer. Bun. Agentul economic a să aibă autorizație anume conform graficul cel care s-a cerut. Plus la asta, astăzi noi avem, că am auzit că sunt probleme cu gazul. 15 persoane au dat bani, dar nu s-au început lucrările, nu s-au început nimic. Este agentul economic, domnul Andrei, este proiectatul care trebuie să ajungă după masă și el acum a două cuvinte a să-mi spună când i-a fi proiectul gata și când să încep lucrările, ca să fie clar. Dacă face normal, se ocupă de gazificare de lucru foarte bine, dacă nu, domnul, e gata și disponibil să întoarcă înapoi banii la cei 15 cetățeni care au fost luați. Acuș. Deci, rugămintea personală a mie, a echipii, după asta să vorbească domnul Andrei cu proiectul, vreau ca să apreciați tot ce a fost făcut anul ăsta. Plus la asta, noi avem drumuri bune. 1.020.000, domn primar, da? Deja asfaltul e făcut, este bine, bine mersi, al vedea, să știți. Avem reparația făcută în deal deasupra la țeful unde se urcau pe timpul Ciuperci. Lucrare de 1.500.000 care cineva a vrut ca banii cei și îi folosă altă parte. Dar eu, știind niște lucruri, cunoscând situația din satul Ciuciulieni, am insistat și au rămas banii acolo și lucrarea s-a făcut. Asta e așa cam în două cuvinte și s-a făcut pe perioada asta foarte scurte, lucruri reale care le avem și le-ați văzut pe care, deci nu spunem că asta le facem, asta le ajutăm și așa mai departe. Azi au mai apărut o problemă la care Mahala, cum se cheamă drumul fetelor? Dealul Fimiei. A, dealul Fimiei. Deci dealul Fimiei, unde domnul a apărut cu ideea că ar fi bine, dacă și acolo undeva sunt 1500 de metri, să facem iluminare stradală. Deci eu am răspuns foarte simplu. Pe data de 1 noiembrie, noi avem alegeri. Normal, fiecare are dreptul să voteze pe cel care s-o coate că e mai bun. Rugămintea personală e aceea, într-adevăr, faceți o analiză, vedeți ce s-a făcut real, ce avem, din cei 8 care sunt astăzi, alegeți-l pe cel mai bun, votați-l care s-o cotiți că e mai bun. Ca noi mai departe, putem avea guvernare, putem avea parlament, putem avea președinte și dezvoltăm mai departe tot ce putem dezvolta ce legat de drumuri, iluminare stradală, canalizări, apă și multe, multe altele. E tot normal că nu trebuie să uităm de medicină, învățământ și alte lucruri care ne dor toți noi. Plus la asta înseamnă că la centrul medical, la Drăgușenii Noi au fost 25.000 alocate, noi aici, Drăgușenii Noi. Problema ce legată de centrul medical, vreo 3-4 săptămâni în urmă le-am văzut, am discutat cu domnul Chertivare, am discutat cu Natalia Saharova. Acolo trebuie o sumă, nu atât de mare problemele care trebuie rezolvate, sperăm prin Consiliul Raional a să trecem problema asta, a să o discutăm și a să alocăm bani pentru rezolvarea ei. Deci, personal eu și echipa Partidului Socialist ar vrea și ar dori din tot sufletul să avem o susținere, ca să mai putem rezolva multe probleme care sunt în orice sat. Probleme avem în orice sat care azi le avem în raion. Dar toți cunoașteți că avem 39 de primării. În fiecare sat, împreună cu echipa, am făcut o lucrare. Deci ca consilier raional am venit, nu că de ceea că nu am spațiu, sau am venit să fac business. Am venit să fac, într-adevăr, niște lucruri să rămâie în orice sat ceva din urma noastră. Nu ca acum s-au lucrat alți tovarăși de lor, adică nu de-a nimic de partidații care au fost prin Consiliul Raional. Deci azi s-au micșorat foarte tare prețul la licitație, nu de atâta că se fac mărele, dar de atâta că au început să controlăm orice licitație care trece cum se face, cum trebuie, în primul rând, și calitate, și la doilea rând să facă lucrurile operative, ca cum a rezolvat noi este prin problemă. Asta am vrut să vă rog. Voi vedeți bine, să vedeți și ne alegeți, să vedeți și doriți mai departe să avem în țara noastră. Mulțumesc. Domnul Vandes, spuneți, vă dau răspuns. Domnul spui cu gazul și urmă vă dau răspuns dumneavoastră. Bună ziua la toți, mă numesc Adrie, eu sunt persoana lucrurilor care am pornit în luna, 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 în
Noi am contractat persoanele, aceste persoane contractat prin bon de plată ca să pornim lucrările de gazificare a unui mătăși. La care vineri a fost doamna Ana, a adus proiect la care de-abia astăzi, ieri și astăzi, au dat oamenii proiectului în mânare pentru de a porni lucrările. Noi, pe săptămâna care vine, noi punem lucrările de montare a măcării acestea 15 persoane ca să-i putem gazifica, ca să oamenii să se bucure. Asta este situația de gazificare. Asta și pot spune pe toată lumea de gaz. Toți au fost contractați, toți au fost... Pe viitor, noi pretindem să conducăm cu conducerea primăriei și cu persoane care vor să... care vor să, mai de pe viitor, care să poate să... O, ai costit să te adea să gazifica. Studia dacă aveți întrebări, poftim. O să fie întrebări pe parcurs. Până lumea se gândește ca să vă abordeze niște întrebări, vreau să vă zic că nu sunt primele lucruri bune pe care le face această echipă. Amintiți-vă câteva luni în urmă, munca enormă efectuată în această localitate, pe străzi concret, de agentul economic, consăteanul nostru, domnul Gheorghe Mihalci Grigoraș. El astăzi este aici, cred că nu întâmplător. Încă o dată să ne îndemne la niște lucruri bune ca să dezvoltăm această localitate. Bună ziua, mă stimați prezenți, ai statul studenților. Vreau să spun vă mulțumesc foarte mult. Sunteți activi, nu sunteți indiferenți de ce faci la noi sat și de fiecare dată când eu am rugat începând la agenții economici, începând la tovară, prietenii noștri care au trăit în statul ăsta, să facem ceva pentru statul ăsta, m-am bucurat cei care au acceptat și cei care mi-au susținut ideea. În situația asta care noi acum ne-am adunat și vreau să mulțumesc domnul Zdori, știți, nu sunt politician, sunt adeptul și spunătorul la tot ce e idee bună, idei care se face ceva, în realitate care se face ceva în statul nostru. Sincer să vă spun, când a fost situația o an în urmă și tot discutam atunci de diferite probleme care persistă la noi în sat, prin care a fost atinsă problema și chiar am fost, cineva m-a rugat personal pe mine și cu regret să vă spun sincer, mie rușine că n-am putut o rezolv ceea ce ține cu situația cu rutierile, am rugat, sincer vă spun, am rugat, am dus, am bătut la ușă, mi s-a promis, au fost, dar așa și-a murit. Acum n-am crezut, când a fost pus întrebarea asta, n-am crezut că a fost chiar rezolvat, am zis că bine, hai, încercați, dar într-adevăr s-a rezolvat ceea ce vreau să mulțumesc, că într-adevăr pentru săteni e o problemă, e o întrebare care trebuie să fie rezolvat și s-a rezolvat. Vreau să spun că când face cineva pentru sat, eu sunt gata și mă bucur și sunt gata să pun și eu umăr cât pot și cum pot pentru aceea ca să venim acasă, să venim în sat, să ne tragă sufletul și de fiecare dată când am venit, să venim acasă la noi. Tot ce s-a făcut până acum și în scurt timp, nu știu, poate e coincidență, poate, dar pe noi suntem interesați, pe noi interesează că ceva se face. Și atunci când se face ceva, și atunci când noi avem undeva unde să batem la ușă și avem undeva cineva să ne susțină ideea noastră care o avem, eu cred că chestia asta trebuie apreciată. N-am crezut să eu chiar, să ating întrebarea cu Partidul Socialist, eu chiar să o iau din oraș, în Chișinău, n-am crezut că domnul Ciobanu, venind tot dintr-așa echipă, o să fac ceva. Personal, și nu mi-e rușine să spun, eu recunosc, eu am votat pe Năstase. Așa am decis eu. În final, îmi dau seama că în timp de trei ani de zile, în oraș, și nu s-a făcut atâtea, că ai văzut cu 30 de ani. 30 de ani cu oameni buni. Înseamnă că e o echipă bună, înseamnă că e un gospodar bun și trebuie să ne uităm cu ochii deschiși. Așa și în situația asta. Da, au făcut și Partidul Democrat, eu l-am susținut și în continuare, numai când nu prea avem cine să susține acum, dar cum este situația, asta este. Au făcut și ei, dar cred că ideea care a fost porumită, ideea care s-a dus până la capăt din partea guvernării actuale, eu cred că e mult
nu că e mult mai bun, dar chiar e bun. Ca să fie păcat să nu ne uităm real cu ochii deschiși. Eu îndemn și vă rog, dacă este posibilitate, să deschidem ochii și să facem o decizie corectă. Asta e rugămintea mea. Pe viitor și a să fie cum a să fie, cum am fost activ, voi fi mai departe, nicătând. Cine a să fie la guvernare, ca să fie socialiști, ca să fie comuniști. Mătra Maria e martor, au fost și comuniști cine au fost, eu am fost adergic și supunătorul, dacă vine o idee bună pentru satul meu. Asta vreau să-i mulțumesc și domnului primar, că el, dumnealui, e tot un luptător care tot timpul s-a stăruit în schimb la ceva. Și asta vreau să spun că e un comerțant foarte bun. Și, domnul primar, vreau să văd că sunteți mulțumiți de unele lucruri care s-au făcut și care domnul Udovici în scurt timp le-a rezolvat. Și mai departe, așa, facem, în schimb trebuie să cerim și noi ceva. Domn primar, vedeți că sunteți cerut să veniți aici? Suntem, ne-ați un lider de forța localității? Nu, dar chiar vreau să vă spun că mulțumim domnului și ne-a dat așa un primar, că e un om super primare pentru statul nostru. Am asistat la câteva discuții, la câteva care nu au negociat și atâta de apă din toate cele ce se face în stat, asta e foarte bine. Și, în continuare, noi trebuie să te susținem și matale trebuie să duci direcția acolo unde sunt, că ești susținut și matale. Cine îi consideră matale, că mai bine știi ca noi. Așa că, vă rog frumos, decideți așa cum te merite, dar nu pe vorbe și cu promisiuni goale. Asta a fost ideea mea și asta a fost scopul meu azi, să ne spunem așa cum sunt ele pe noi. Vă mulțumesc mult și... Îmi permiteți? Dacă spuneți din promisiuni goale, ați spus că ați hotărât, ați scris cererea care își hotărăște transportul auto pe data de 20 octombrie. Știți că cererea ce nici nu a ajuns nici la directorul de transport auto. Și îmi spuneți amuia că el a fost la s-o hotărât întrebare. Îmi cere scuze, doamna unde se prânză, deci și vizi citiți ordinul și turma la tafă, domnul Real. Avem o copii? Cererea, unde? Unde a ajuns? Noi am fost joi, am fost împreună cu primarul, am fost la... Deci, domnul Rus, acum și într-o secundă, doamna citește ordinul, vedeți că el e semnat cu ziua de azi și două... Ziua de astăzi? Astăzi s-o semnat. Dar cum așa e... Director, acum o ieșit de la ANTA, acum. Așa, ordin numărul 336 cu privire la modificarea programului de transport interraional. În conformitate cu prevederile al articolului Codul Transportului adoptat prin legea numărul 150/17/07/2014 cu ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii numărul 39 din 20.05.2020, se modifică și ordon. 1. Se modifică schema rutierii 14.45, 18.30, 11.45, Ciuciuleni cu 18.10, 13.45 și 6. Atribuit spre deservire sau parcuri de autobuse, numărul 1, stabilirea itinerarului de deplasare pe traseul E581 șoseaua Balcani. 2. Secția de programare transport va opera modificări respective în baza de date cu privire la evidența rutelor, curselor și va informa părțile interesante. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin și mi-l asum domnul Igor Puja. Adică deja aici mai sunt ordin, dar nu e... Cum, aici ai hotărât că ești sub masă, directorul întreprinderii nu știe, dar cum? Deci, propun, unde e... Și așa că dacă s-au adunat atâta lume, înseamnă că au niște probleme ale localității care vor o schimbare, domn primar. Lumea vrea o schimbare, domn primar. Și la noi astăzi este prezent domnul care lucrează pe rutieră, să nu știi, ar să iei legătura acum cu directorul întreprinderii. Unde a păi acum să-ți primi răspuns, domnul. Băi, de sare, el trebuie să aibă autorizație semnată. Deci este clar că noi avem ordine. Este clar că astăzi întreprinderea are autorizație care trebuie de mâine poate să-l activeze pe mașutul care s-a pus.
clar a spus că sunt două prietenul meu, domnul Gheorghe, a fost implicat când mi-a spus, bă, eu m-am implicat și eu în perioada și el altă leacă mai mult, dar nu s-o primit să rezolv. Dar dacă tu o rezolvi, înseamnă că tu azi ai relații mai bune și poți rezolva ceva. Deci ei sunt azi. Și nu vă spărați că le-a rezolvat eu, dar nu le-a rezolvat poate altcineva. E binevenit că problema e scoasă și oamenii ar să aibă câștigi în timp și ai confortul care îl dorim. Asta e principal. Să nu fie pentru toți, la toți, în momentul potrivit, oamenii să-și hotărească. Finalul contează și vă mulțumim. Nu contează, că noi, noi dacă e un plan patriotic pentru o mafie, să margă și toți pe sub masă. Știți cum spune? Toate trebuie să fie hotărâți conform legii și legea pentru oameni, dar nu pentru mafie. Până la urmă, credem că finalul contează. Și domnul nu Dudovici, finalul, vă mulțumim pentru implicare. Noi vrem, tot timpul și acum, cu cuvânt, va veni domnul primar de localitate, care îi primește pe toți, îi ascultă pe toți și e bucuros pentru toate schimbările care se fac în bine. Domnul primar, de ce o cer scuze? Deci eu problema dată am auzit-o când i-am întâlnit cu proiectamă că și trebuie să facem gaz. Adăuz am venit la stadion, i-o sărit în cap câteva persoane. Deci eu am rugat, pur și simplu, băieți, să spună că nu 30 de zile problema trebuie rezolvată. Problema la oameni trebuie astăzi rezolvată. Nu a durat atât, au spus 30 de zile, să dureze vreo 8-9 zile. Problema rezolvată, fără minte, fără nimic. E rău și asta. Fii că ai curvă, dar nu ai fi. Nu e rău, dar trebuie rezolvată transparent. Transparent. Oameni buni, mai este alt lucru. Votați-mă, vă rog frumos, că astăzi nu pot să fac nimic. Dar susțineți-mă. Asta e căbătare. Da. Bună ziua tuturor. Mai întâi de toate vă chem la calm. Așa se rezolvă întrebările. Din păcate, localitatea noastră are foarte multe probleme. De mult suntem în căutarea lor, în rezolvarea lor, mai drept spus. Una ar fi titlurile, care o cunoașteți mai de mult. Acum, de ultima oră, a apărut insuficiența de apă în localitate. Și e adevărat ce a spus domnul Gheorghe Grigoraș, că, într-adevăr, trebuie să fiu pe o poziție de diplomație între partidele, mai ales la guvernare. Pentru că cu surse proprii, cu buzunarii dumneavoastră, fiți de acord, nu putem rezolva foarte mult. Asta a fost expresia mea de când am început cariera din 2003. Indiferent și poziții suntem fiecare. Asta e libera alegere și asta e democrația mondială. Fiecare avem dreptul să alegem, să fim aleși și să votăm pentru cine solicităm fiecare persoană în parte și nu de altă natură. Deci, întotdeauna chemam în alegeri să aplicăm, să abordăm întrebările necesare a satului, cât de cât, în măsura posibilității, să le rezolvăm. Noi am avut susținere, clar că după diferite negocieri, discuții, 300.000 de lei de la Consiliul Raional, prin care am fost nevoit să mă prezint în ședință ca să văd care votează pro și care contra, că am avut și proiecte de felul dat. Vreau să confirm faptul, ceea ce a solicitat Partidul Socialist, că ne-a susținut prin vot la alocarea de 300.000 de lei pentru distanța de la Oloinițe, să mergem spre Suta I, ca să facem centura de aprovizionare cu apă a localității. Mai departe, deci, s-au solicitat în perioada dată să fărăm o sondă care să îmbunătățim calitatea apei. Fiind un proiect mai costisitor, un timp foarte scurt, n-am putut rezolva întrebarea și mi s-au propus să îmbunătățim, adică, condițiile în sat pe perioada de noapte pentru a micșora numărul de furturi, de infracțiuni în localitate, pune eliminarea stradală. Da, confirm faptul că s-a pus pe suta a doua, e finalizat, nu mai trebuie să trecem la timer. Avem suta a treia de la Ivan Petrović, de la centru până la Corocot, avem suta a întâia de la Țurcanu până la transformatorul de energie, plus avem iluminarea pe trotuarul pietonal care îl avem.
Dorim să schimbăm aici firul, să-l punem izolat pe zona centru, pentru că vedeți chiar azi s-au difșat selcele care erau deja ramurile atingeau conductoarele, era pelicul de electrocutare. Avem în curtea școlii să iluminăm și dacă spuneți că mai găsesc niște bani acolo și pentru dealul Finiei, în glumă cam îți primește drumul fetelor spre cimitir, dar asta mai puțin așa ca cam o leacă de încurajare, tot este important și cred că vom colabora. Chiar mulțumesc, indiferent de culoare partidului, tot timpul am mai colaborat și cu agenții economici, băștinași de la noi din localitate, care au venit cu aportul lor în susținere și implicare proiectelor. Sperăm că toate acestea ce am vorbit și dorim să facem, să nu facem în prag de electorală, că totdeauna e o altă întorsătură la mentalitatea omului. Dar credem că și după ce se aranja guvernul și instituția prezidențială care mai fi, să ducem o colaborare mai prietenoasă, să rezolvăm întrebările satului. Oricum, noi suntem persoanele care suntem salarizați din taxe și din costea oamenilor și suntem obligați să îndeplinim cerințele oamenilor la timp. Orice întârziere, e clar că provoacă conflict. Cam asta am vrut să accentuez. De câteva cuvinte. Mulțumim! Noi salariezi de Dodon. Vă aduceți aminte când el a venit la, în alegerile prezidențiale? El a spus că da, să-ți ai aștri din toți care au furat miliardul. Unde sunt aștrile cele? Unde-i miliardul? Pentru ce noi? El emblă numai în Turcii ca turist. Ba la Moscova, ba în Turcia, ba pe... La Batniu că-i fugești ușor, cum să-i prindă că-ți dat în căutare internațională? Iar că-ți dat în Israel, în... La mama dragă. Dar ce nu m-a plătat? Dar cu ei ăștia frichinii. Păi dar să ai întrebare, că n-am mai ies am aici și s-a tocat. Deci eu aș vrea să vă spun acum, n-am cifra reală. Din miliardul acela, avem în toți, în jur la vreo 500 de milioane, plus la asta sunt puse chestii. Nu am cifra și nu pot să o numesc reală. Dar eu știu altceva. Cine ai face ești rău? Săștia, Dodon. Plouă tare, spală ceva, Dodon. Covidul Dodon. Normal. Eu să vă spun o expresie, că suntem tăți. Herovă, tățorul, iaiță mișaie. Așa și la noi. Și noi faci tot, noi ești rău. Eu altceva am vrut să spun. În variantul când avem susținere normală și avem după data din tâi niște rezultate care le așteptăm din sat, vă promit că un kilometru jumate pe dealul femeii ar fi rezolvată iluminarea stradală. Numai că... Eu aș vrea, deci nu spunem pedii sau altceva, arătați fapte reale, domnul Nicolae, sau cum vă spun. Nu vă spărați, real, ce s-a făcut? Noi am venit cu ceva concret. Ne-a implicat să repatrat drumul acolo, drumuri bune vin din partea guvernului, iluminare stradală, avem rezolvarea problemei. Aici, din fondul rutier. Nu, domnul primar. Nu la fondul rutier, aici e bugetul de stat. Fondul rutier este sectoarele betonate, la Mărândici, suta întâi aici spre bar la Cherța, suta a doua e aici spre biserica Baptiste la Gheorghe Codreanu, pădureți care mai sunt acolo, suta a treia e accesul la Șendrieni în Mahala Doamnei Necrasova. Deci drumul ăsta din centru, îți drumuri buni trei, cum se numesc astăzi, din partea guvernului. Deci anul ăsta au fost alocați 1.430.000 pentru drumuri buni. În toate primăriile s-au făcut un sector de drum. Deci avem primării care mai mici satele, 995.000. Avem primării cum e primăria la Cărpinieni, 1.430.000. Deci depinde de populație. La anul viitor ar fi altă formulă. Cu cât satul e mai mare, cu atât mai mulți bani ar să deie la drumuri. Deci lucrurile astea s-au făcut și se fac. Astea sunt lucruri reale care sunt și puteți să le arătăm pe degete. Deci vă rămâne... Să apreciat. Ce vrem să facem? Dezvoltăm mai departe. Ori înducem iar în alegeri, ori începem ca Belorușii sau cum a fost în Ucraina. Deci noi singuri trebuie să hotărâm soarta
țării noastre, soarta copiilor. Dezvoltăm sau mai buxuim pe loc cum noi, noi ne-am bucurat tare în 2009 că a fost dat jos Voronin. Și ne-am ales? Normal, 1, 2, 3, 4. Asta-i situația. Tot oamenii ăștia au fost cu filați, cu plahați, tu care grezi ca mult care-și cu Maia Sandu. Tot aici au fost acolo. Nu-l votați pe Dodon, domn Gheorghe, nu-l votați pe Dodon. Votează cine stocoți matale, principalul să fac ceva. Ce aici a făcut Ududovici împreună cu prietenii? A ajuns problema la justiție, repede. Când la un, să fac coaliție, s-au unit. Când a ajuns întrebare cu... Oameni buni, ce întrebări mai sunt în Carivădor? Ce întrebări mai sunt în Carivădor? Eu vreau, pur și simplu, pentru binele satului, dă o propunere. Așa, domn primar, poate așa o lepță pentru sat ca cu asta, plantația pădurilor. Cu asta pentru binele satului. Da. Acuși domnul Gheorghe spui chiar domnul ce azi o hotărăște și rezolvă. De câți copaci Noi ca atare am avut coștișa de pe suta a doua, a fost dată încă pe timpul lui doamnei Maria la Mâncer Silva. Din păcate s-a pus ghindă, nu s-a prins, pe urmă am solicitat să punem salcări. Din păcate, deși Mol Silva nu are plantele la după păcate. Domnul Grigoraș, de câți copaci aveți de voi pe stat? E real sau nu real? Undeva până la 5.000. Eu vă dau răspuns. Dacă ne referim la un teren mai mare, măcar 5.000. De sau cât? Așa. Ca ce se adică structura... Și-l mi-a de șansă să răspundă. Ori nu. De la Molțiev la Berș și așa, așa. Că e pentru genele noastre, nu că să punem bieța în roate. Stărim. Eu vreau să clarific, să luminez întrebarea cu pădurirea terenurilor. Deci Mol Silva dispune